Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zberianu. Am fost învățați că doar cine are carte are parte. Dar 9 din 10 oamenii care folosesc expresia asta nu știu că nu este vorba despre manuale, ci despre cartea funciară. Am fost învățați că doar mediile mari de 9 și de 10 dau valoare unui elev, că elevii fără coroniță trebuie să privească rușinați în jos. Am fost învățați să stăm cu minți, cu mâinile la spate, să spunem mereu da, să fim convinși că la școală profesorul are aproape întotdeauna dreptate, iar acasă părintele îți poate da, să spunem, o bucată de rai cu cureaua uneori pentru o notă mai mică. Cred că am fost o elevă bună la învățătură, dar am ajuns în momentul în care mă întreb dacă am fost învățată cum să învăț. Sunt Mariana Zberianu și începem 60 de minute. Două invitate deosebite în această seară, doamnelor, domnilor, la 60 de minute. Dați-mi voie deja să vi le prezint. În platou, alături de mine, este Corina Popa, profesor și lingvist, fondatoarea primei școli private de gramatică din România. Bună seara și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc mult pentru invitație. Bună seara! În același timp, alături de noi, prin Skype, este doamna profesoară Manuela Praja, profesoară de matematică, tocmai din Statele Unite. Bună seara, doamna profesoară, și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș rămâne la dumneavoastră, doamna profesoară, și v-aș întreba... Sunteți un cadru didactic care a predat numai puțin de cât 28 de ani, nu? În orașul dumneavoastră natal, adică în Drobeta, Turnu Severin, iar în 2018, din 2018 sunteți profesoară, nu? În Carolina de Nord. Cum ați ajuns acolo? Spuneți-ne povestea dumneavoastră. Am predat toată viața în România. Sunt, să spun, un profesor de carieră, pentru că acesta a fost goalul, scopul meu și când am fost elevă și mai târziu să ajung un profesor de matematică bun, să îmi sprijin elevii să reușească. Și am plecat în anul 2018 datorită faptului că în România nu a mai fost, să spun, loc pentru mine în orașul meu natal. Am trecut, să spun, printr-un proces îndelungat de, i-aș spune, hărțuire, și așa se numește, de fapt, și într-un final, după 6 ani, am luat decizia că am luat decizia să-mi schimb viața, pentru că nu pot să stau tot timpul să mă apăr și să dovedesc că sunt nevinovată și să răspund la reclamații și să stau numai în procese, în condițiile în care sunt un profesor. Și atunci am decis să plec, pentru că am mult mai multe lucruri de spus, misiunea mea nu s-a încheiat ca profesoră, am foarte mult de dăruit, acum după 30 de ani de matematică, la toate nivelele. O să revenim la dumneavoastră, evident, dar până atunci aș vrea să vin și la doamna Corina Popa și să vă întreb, pentru că citind și documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, e important să le spunem celor care se uită la noi câteva date despre dumneavoastră. Nu ați terminat facultatea de litere în 2012, specializarea română-spaniolă. Ați absolvit și 2 mastere, cel puțin până în acest moment, în domeniul lingvisticii și al tehnicilor diplomatice. Apoi ați fost admisă cu media 10 la școala doctorală a Facultății de Litere. A urmat apoi ceva la Madrid. Și de aici o să vă las să ne spuneți ce a fost acolo și cum ați hotărât să vă întoarceți. Pentru că nu asta e întrebarea pe care o adresăm tuturor celor care pleacă la un moment dat. De ce și în ce condiții au revenit?
Domeniul pe care l-am ales eu, lingvistica, este într-o dinamică permanentă și cercetarea internațională e foarte avansată. Cu siguranță, formarea mea n-ar fi fost completă fără un stagiu internațional și am avut posibilitatea să obțin o bursă la Universitatea Complutense din Madrid. Analizam la vremea aceea maniera în care se construiește identitatea europeană în discursul diplomatic românesc. Pentru un lingvist e foarte important să înțeleagă foarte bine contextul textelor pe care le analizează și am aplicat fără mari speranțe ceva tipic românesc. Românii nu au încredere de multe ori în ei, mi s-a întâmplat și mie, am aplicat la școala diplomatică din Madrid, dar nu mi-am imaginat vreo clipă că o să mă număr printre cei 30 și ceva de admiși din mii de candidați. A venit acasă la mine scrisoarea de acceptare și fără să stau pe gânduri o secundă, am plecat spre Madrid și am studiat în paralel diplomație și lingvistică. Ei, apropo de recunoașterea pe care o au unii oameni la un moment dat în țară sau pe care nu o au, aș vrea să mergem din nou la doamna profesoară Manuela Praja, pentru că știu, ați avut rezultate foarte bune cu elevii dumneavoastră cât ați fost director de liceu, dar și dumneavoastră ca și profesor ați avut premii și rezultate foarte bune. Să facem referire, spre exemplu, doar la prestigiosul premiu internațional Global Teacher Prize 2016, nu? Pentru activitatea din România. Încercăm să înțelegem, doamna profesoară, de ce niște oameni precum dumneavoastră nu pot fi apreciați aici la noi și de ce să ți se pună piedici la un moment dat în a-ți putea desfășura activitatea în continuare. Da, într-adevăr, cariera mea, și am să spun foarte pe scurt, am sute de premii la olimpiadele naționale și internaționale de matematică cu elevii, sute de proiecte naționale și internaționale, în special aduse în școală pe vremea când am fost director. Indiferent că am fost profesor sau director, am luptat mereu pentru ridicarea școlii, pentru că este școala în care am fost elevă și comunitatea în care am crescut și am considerat că mereu, toată viața, că trebuie să rămân în comunitatea mea și să fac o diferență. Este ușor să pleci și să realizezi diferențe în alte locuri de care nu ești legat, dar tocmai în aceste zone defavorizate se vede adevărata calitate umană. Acesta a fost conceptul meu și visul meu. Și am realizat lucruri deosebite aici. Numai că după o vreme am început să capăt, să spun, o vizibilitate extraordinară la nivel național și mai târziu la nivel internațional după Global Teacher Prize. Și toate aceste succese au atras invidie. Deci nu pot să utilizez eufemisme. Au atras invidie, frustrare, mentalitatea aceea pe care probabil o avem din vremea comunistă, că toți trebuie să fim la fel și toți suntem la fel de buni și mai ales după Revoluție, acum toți avem aceleași drepturi, toți suntem perfecti, a condus la crearea unui mediu ostil în școală, care a coincis și cu cele două perioade ale mele când am fost director. Dar sigur, n-am fost... Da. Dar vorbim, doamna profesoară, de, nu știu, de presiuni politice sau de altă natură sau cum anume? Pentru că știm prea bine și modul în care se poate ajunge la un moment dat într-o funcție. Știm prea bine că, de regulă, când se schimbă la nivel central, să spunem, după alegeri, când se schimbă puterea, evident, se duc toate aceste schimbări, inclusiv și la schimbările de director de școală. Au fost astfel de presiuni sau alt gen? Da, au fost presiuni, da, inimaginabile și toate acestea fuzionează, pentru că la nivel local există organizații în diverse partide, colegii din școală au legături de familie și altfel de legături până la nivel, politic foarte înalt și ridicat, atât local cât și național, și toate aceste lucruri se întrepătrund. Deci, sigur, există o conexiune și au fost... Am trecut prin diverse hărțuiri, dar am înțeles că acestea sunt timpurile și că dacă vrem să facem o diferență, trebuie să rezistăm.
Numai că ultima dată, după două mandate, am ajuns la concluzia că totuși invidia provine și din faptul că dețin această funcție și m-am retras, nu m-am mai dus la concursul pentru director, ce-i drept, am avut și suspiciuni în legătură cu organizarea concursurilor care se realizează prin instituțiile școlare, în fine, și m-am retras din această competiție sperând că voi realiza misiunea mai departe ca profesor. Numai că într-o perioadă de 2 ani de zile hărțuirea a continuat continuu și a ajuns la cote inimaginabile care se referă, poate vă întrebați, sigur, credeți că sunt fantasme. Nu, singura metodă prin care mai rămăsese era aceea de denigrare și pe aceasta s-a mers. Să fiu denigrată, să-mi fie mutați elevii din clasă pe motive medicale, să se lanseze ideea că nu sunt un bun profesor și de aceasta pleacă elevii din cauza mea, drept pentru care, după plus multe alte hărțuiri, după care am luat atitudine și am cerut controle, am contestat acele transferuri ilegale din punctul meu de vedere și s-au dovedit la nivel local, a fost o anchetă prin care s-a dovedit că lucrurile erau nu tocmai ortodoxe, în fine, acest lucru a fost prezentat într-un mediu favorabil, că așa se întâmplă cu inspectoratele școlare, știți, când vin în control la conducere, la minister nu am reușit să solicit o echipă de control, pentru că până la urmă aceste lucruri nu erau urma numai de hărțuirea mea, dar erau lucruri care nu erau permise să se realizeze. În fine, toată această vizibilitate a mea a dus conducerea școlii și Consiliul de Administrație să mă acționeze în judecată pentru defăimare, n-am înțeles în ce consta defăimare, pentru că ceea ce am constatat era real, dar oricum am trecut printr-un proces de 6 luni de zile în care a trebuit, mi s-au cerut sume uriașe de bani și în care a trebuit 6 luni de zile să mă apăr. Sigur că am recurs la o casă de avocatură binecotată din București, am câștigat procesul, adică erau până la urmă o adunătură de, cum să le spun, mahalagisme prin care încercau să se iau sume de sute de mii de dolari din, să se ceară despăgubiri morale de la mine de sute de mii de dolari, deci o adevărată nebunie care nu avea ce căuta. Și atunci am luat decizia, locul meu nu mai este în această școală și am ales să plec. Despre ce s-a întâmplat după ce ați luat această decizie să plecați, vom vorbi în emisiunea de astăzi. Dar pe de altă parte, vreau să înțelegem, doamna profesoară Popa, ce s-a întâmplat în cazul dumneavoastră. Pentru că la dumneavoastră e oarecum taman invers, incomparabile situațiile, dar dumneavoastră ați fost în Spania, în Madrid, ați văzut cum e sistemul acolo și ați decis să vă întoarceți. Și nu oricum, nu în sistemul public de învățământ, ci să înființați o școală de gramatică, o școală privată de gramatică, prima din țară. Cum ați luat această decizie, în primul rând, să vă întoarceți și de ce nu sistemul de educație public? Există și motive de ordin rațional și motive de ordin emoțional, pentru că, într-adevăr, sunt foarte atașată de România și cred că aici este un teren fertil pentru a construi multe, dar, desigur, nu am în spate o poveste care să mă motiveze să plec și să rămân într-un alt spațiu, detașându-mă de tot ce ține de România. Am descoperit un sistem universitar excepțional la Madrid, la Universitatea Complutense, și am învățat ceva aplicat și sistemului preuniversitar. Vorbim foarte mult despre un sistem centrat pe elev sau despre un sistem centrat pe profesor. Cred că e cazul să ieșim din această paradigma a centrării și să ne îndreptăm atenția asupra a ceea ce spaniolii numesc o paradigma a relației. Relația dintre mine, ca studentă doctorandă, și profesoara mea de la Madrid, Iuliana Botezan, cumva a dat un alt curs destinului meu. Iuliana Botezat, e tot o româncă? Era vorba de o româncă? Da, este vorba despre o profesoară româncă, o profesoară care a terminat facultatea de litere la Universitatea din București, care a obținut o bursă de cercetare și a terminat școala diplomatică din Madrid, rămânând ulterior și având o ascensiune extraordinară la Universitatea Complutense.
de altfel renumită în Spania. Am învățat foarte multe din această relație care se construia pas cu pas și care se baza și pe încredere, dar și pe exigență. Și mi-am dat seama că cele două se îmbină foarte bine și că, într-adevăr, avem nevoie de o schimbare de mentalitate și de o schimbare de practici. Însă, în România n-aș putea să schimb de azi pe mâine un sistem atât de conservator și, de altfel, ce aș putea să fac eu, o trestie cugetătoare, cum ar fi spus Blaise Pascal, un pic mai cinic, un fir de praf, aș spune eu. Dar este de datoria mea și totodată este dreptul meu să încerc un zbor cu parașuta în educație, căci asta încerc eu să construiesc prin școala de gramatică, o inițiativă educațională construită cu resurse proprii și cu o echipă excepțională, dar, desigur, fără sprijinul statului, însă cu unele puncte de colaborare și cu posibilitatea de a scala modelul pe care îl propunem. Ce aduce nou practic această școală? Dacă e să ne gândim, nu știu, la relație, pentru că făceați referire și o să vedem de îndată și în Statele Unite cum e această relație dintre profesor și elev, nu? Pentru că dacă e să ne gândim la mentalitatea la care făceați referire, ei bine, profesorul e undeva și trebuie să fie cumva într-un anume fel autoritar ca să câștige respectul. Unde este limita? Cred că respectul cumva se transmite și se construiește mutual prin intermediul a ceea ce mulți specialiști numesc neuroni oglindă. La începutul carierei aveam impresia, mai ales că am predat în sistemul de stat, am predat o vreme la Facultatea de Litere a Universității din București, eram în fața unei grupe de studenți străini. Cu toții erau mai mari decât mine și ca statură și ca vârstă și aveam impresia de fiecare dată că trebuie să mă îmbrac foarte sobru, că trebuie să mă acopăr, că trebuie să vorbesc distant. Pentru și a transmite autoritate, da, și a primi respectul acela. Sigur că da. Nu înțelegeam atunci că, de fapt, respectul se construiește prin puterea noastră de a transmite ceea ce simțim, de a ne lăsa să fim văzuți vulnerabili, de a le arăta elevilor și studenților că învățăm odată cu ei și pentru ei. Ei bine, la școala de gramatică punem accent pe această relație dintre profesor și elev. Avem grupe mici de elevi. Bineînțeles că unui profesor în sistemul de stat e mult mai greu. Pe stilul de învățare, un elev are un stil de învățare kinestezic? Păi, cum am putea să stăm nemișcați o oră întreagă și să nu folosim nimic dinamic la oră? Totodată vedem granițe între discipline. La matematică facem calcule. Pentru română trebuie să citim, să memorăm eseuri și așa mai departe. Ei bine, noi nu trăim secvențial, noi trăim integrat. În momentul în care suntem puși într-o situație concretă de viață, noi punem în legătură toate aceste competențe. De aceea, spre exemplu, predăm educație media și încercăm să vedem greșelile din presă, concomitent cu capacitatea unui moderator de a fi creativ, să analizăm împreună cu elevii fără a condamna. Asta mai transmite școala de gramatică, o atitudine prietenoasă cu noi ca oameni și cu greșelile noastre și nu condamnăm, ci încercăm să învățăm. Doamna profesoară Praja, știu din discuția cu dumneavoastră că în Statele Unite ați descoperit un cu totul alt sistem față de cel care există la noi. Cât de simplu a fost pentru dumneavoastră să vă adaptați acolo? Cum e acolo relația dintre elevi și profesori? Cum e relația dintre profesori între ei? Pentru că și acesta e un aspect despre care aș vrea să discutăm. Dar pentru început, cum ați descoperit acolo sistemul? Cum e? Ce e diferit față de la noi? Venind din România, m-am simțit în sistemul de educație din Statele Unite ca și cum aș fi descins direct în războiul stelelor. Deci suntem undeva în copilăria educației, învățăm încă după manuale, după table, alb-negru în general în școli și după culegeri. Sunt toate resursele pe care le avem în clasă. Venind în Statele Unite, am întâlnit o varietate uriașă de resurse. În primul rând, acest univers care există în sistemele Learning Management System, se cheamă în fiecare școală. Deci absolut toată cultura organizațională și este incorporată în aceste sisteme. Deci contactele cu părinții, datele personale,
notele, cursurile, corespondența cu elevii. Deci absolut funcționează prin aceste platforme. Și a fost foarte greu să mă integrez în toate, pentru că nu beneficiez de niciun training, nimeni nu stă să îți arate, deci înveți foarte repede absolut totul. Apoi, pedagogia, stilul de predare este mult avansat față de România. Vorbim în România de învățare centrată pe elev, dar nu știm ce este acesta. Vorbim de învățare diferențiată, dar nu știm ce este învățare diferențiată. Aici am realizat, am văzut, am înțeles exact ce este capele, ce este diferențiat elev. Există training-uri de pregătire, există cursuri, permanent profesorul învață. Când am fost în România, am beneficiat foarte larg de training-uri și am fost dintre privilegiații sistemului, pentru că eram foarte activă și aplicam la diverse training-uri, dar nu există și o varietate din care să înveți și practic nu am învățat în termen de pedagogie absolut nou, pe când venind în Statele Unite am descoperit cu o altă galaxie de, să zic, un univers de pedagogic, de strategii, de asemenea un univers matematic foarte avansat. Matematica noastră este încă focusată pe geometrie, pe algebră, pe analiză matematică, deci acestea sunt domenii care sunt depășite de mult în secolul 20. Aici se, elevii învață despre aplicațiile analizei matematice în viața reală, învață calcul, învață statistică, un domeniu foarte nou care la noi nu este absolut deloc dezvoltat și tot ceea ce învață este foarte ancorat în realitate și învață prin descoperire, învață prin acțiune. La noi exersează și formează skills-urile algebrice, îndemânările algebrice și de geometrie cu creionul pe hârtie. Aici orice noțiune este învățată în context, în context tradițional, să spunem, pe hârtie, dar și în context tehnologic, deci înveți să cercetezi și să găsești soluții utilizând tehnologia, utilizând o serie de softuri educaționale în școală, după care ele, în clasă care le învață. Plus, așa cum am spus, arhitectura lecției este foarte complexă. Ai momente clar definite în lecție, secvențe, 4 sau 5 secvențe, care trebuie să se desfășoare, să fie absolut eficiente și trebuie de asemenea să atragă engagementul, angajarea elevului. Se pune mare preț pe angajarea elevului. Elevul nu este ca la, în România, unde este educat de acasă, are cei 7 ani de acasă, are educația pe care, care provine din cultura noastră. Aici fiecare elev este încurajat să își spună punctul de vedere, să spună ceea ce nu este corect. Și, practic, aici interacționez cu o comunitate de adulți în clasă, pentru că acești elevi sunt angajați. Exact, exact. Este exact, chiar mă gândeam, doamna profesoară, chiar mă gândeam în timp ce ne spuneați toate aceste lucruri, la editorialul cu care am început această emisiune și la faptul că la noi, din păcate, încă este. Sunt prea puține cadrele didactice care vin la oră, doamna profesoară Popa, și acceptă să li se pună foarte multe întrebări, acceptă să fie contraziși, acceptă să faptul că elevii au acces la informații și pot veni cu completări sau pot veni cu informații pe care profesorul nu le știe, pentru că nu avem acum acces la cum facem să depășim acest moment. E un element care ține de o mentalitate veche și învechită totodată. Cumva o filozofie a piedestalului. La școală, de la înălțimea catedrei, profesorul predă și elevul învață. Ei bine, nu învățăm împreună. Învățăm prin dialog. Și mă miră că lucrurile nu se schimbă. Sunt, desigur, câteva excepții lăudabile și sunt profesori foarte buni în care merită să investim. Dar cumva înțeleg că vorbim despre o teamă de a ieși dintr-o zonă de confort. Este mult mai comod să interzicem dialogul și întrebările pentru că am fi într-o situație de disconfort. Nu dacă nu știm ce răspuns trebuie să dăm, dacă nu știm, recunoaștem, mergem și ne documentăm și le arătăm elevilor că este profund uman să nu știi, este profund uman să accepți că ceva te depășește astăzi, dar că vei lupta ca mâine tu să depășești respectiva problemă.
Aici ar fi o altă discuție de deschis, cea în, legată de formarea profesorilor și de faptul că, într-adevăr, noi ne-am format printr-un modul psihopedagogic, căruia în vremea studenției nu i-am acordat suficientă importanță. Nici noi, profesorii, nu suntem lipsiți de vină, dar nici contextul n-a fost de așa natură încât în mentalul nostru să se instaureze această idee că dacă noi vrem să devenim profesori, primează modulul psihopedagogic. Și că... Erau niște cursuri de psihopedagogie, da. Nu? Și erau la un moment dat și perioada aceea de practică pe care o puteai face la liceu, dar cred că depindea foarte mult și de liceul la care nimereai să faci practică, depindea foarte mult de profesorul la care ajungeai să faci practică, nu? Pentru că te puteai influența și profesorul, nu? Și modalitatea dânsului de prezentare a lecțiilor, nu? Așa este. Aici vorbim cumva despre o dublă măsură cu privire la exigență. Suntem exigenți cu elevii și vrem să învețe și vrem să avem performanță, rezultate și premii la câte o olimpiadă, dar nu ne dăm seama că exigența este o valoare pe care o exersăm începând cu noi înșine. Și, pe de o parte, personal, cred în nevoia unei duble specializări, pentru că un profesor este și un specialist și un pedagog și mi-ar fi plăcut nu să am această triplă specializare, între ghilimele, am terminat română-spaniolă, în același timp devenind profesoară. M-aș limita la o dublă specializare de tipul pedagogie și filologie. Limba română, spre exemplu, și pedagogie, sau limba spaniolă și pedagogie, sau parcurgerea masteratului didactic, pentru că, într-adevăr, cred și în importanța unei flexibilizări a rutelor, că vorbim despre mentalitate deschisă, drumuri flexibile și așa mai departe. Cred că ar trebui să existe trasee flexibile pentru a deveni profesori, dar acestea să fie foarte, foarte bine construite, foarte bine gândite și cumva să existe un prestigiu al carierei didactice. Pentru că vorbim de dascăli și de formarea lor și de perfecționarea lor, doamna profesoară Praja, v-aș întreba ce le lipsește în acest moment unor dascăli din România, pentru că e clar nici nu este corect să generalizăm, pentru a-și recăpăta, să spunem, credibilitatea, pentru a fi din nou valorizat cei care trebuie să fie. Aș crede că răspunsul la orice întrebare, oricare ar fi întrebarea, răspunsul este educația, așa se spune. Și, într-adevăr, în educația din Statele Unite se investește, este vorba de bani, pentru că nu poți face training-uri fără să ai profesioniști, nu poți să ai profesioniști fără să-i pregătești și nu poți să educi fără să aduci, practic, educație. În România, profesorii buni sunt, de fapt, autodidacți. Aici se formează în școală, deci beneficiem de diverse stagii de traininguri în timpul școlii, în mod regulat, la început de școală, inclusiv stagii foarte specifice despre tot ceea ce este permis să faci în școală, cum să te adresezi, cum să relaționezi cu elevi, cu părinți, cu administrație, între colegi, totul merge până la comportamente foarte specifice. La noi, asemenea lucruri nu sunt reglementate. Toate codurile și toate legile care sunt vagi, se adresează în general. Ținută decentă, comportament moral, dar acestea nu sunt descrise prin comportamente specifice, prin exemple specifice în care să intri în scenariu și să poți să înțelegi exact cum acestea acționează în mediul real. Deci, diferența de pregătire este uriașă. De asemenea, aici un mare accent se pune atât în clasă cât și în comunitățile de adulți pe creare de echipe, pentru că succesul este de echipă, nu este un succes individual, nu există o mentalitate de competiție individuală, cum este în România, trimitem elevii la olimpiadă și îi ridicăm în slăv, să zicem, doar pe acei sub 0% care reușesc, sub 0,5% să zic, care reușesc la olimpiadele internaționale. Aceasta nu este măsură pentru întreg sistemul de învățământ, cu siguranță.
și de aceea elevii sunt învățați să relaționeze și să lucreze în cadrul clasei, în grupul. Trebuie să selecteze activitatea astfel încât să învețe să formeze echipe. Și vedem acest lucru și în viața adulților în România. Deci ei nu știu să lucreze în echipă, nu știu să se suporte unii pe alții. Când am venit aici am primit suport din toate părțile. Deci mediul în care lucrez cu colegii este un mediul total suportiv și cu administrația de asemenea. Nu a existat invidie, nu există frustrări, există doar recunoaștere a valorii. Și deși am venit în această școală în care sunt de 2 ani, am cele mai bune clase de aici, clasele la nivel de colegiu la care predau, am și un doctorat în analiză matematică, deci predau toate clasele de advanced placement, care înseamnă calculus AB, calculus BC, statistică și acum programul internațional Cambridge în care predau. Mă gândesc acum, apropo de ce spune doamna profesoară, cum se întâmplă lucrurile, cel puțin în liceul în care este domnia sa acum. Și mi-amintesc, doamna profesoară Corina Popa, de un interviu pe care l-ați acordat la un moment dat și vorbeați acolo despre schimbarea care ar trebui să înceapă cumva de la autorități, ce puncta mai devreme și doamna profesoară, că poate nu avem nici contextul legislativ potrivit pentru a face anumite lucruri. E clar, ar trebui să avem pretenții și de la guvernanți, ar trebui să vrem și să vedem politici educaționale care să schimbe cumva lucrurile într-o altă direcție, în cea pe care ne-o dorim, nu? Ar trebui să avem pretenții de la toată lumea. După cum am spus, exigența ar trebui să fie o valoare care să stea la baza sistemului de educație, începând cu noi și continuând cu partea administrativă. Dar dacă noi nu conștientizăm la un moment dat, pentru că ne gândim la unii dintre dascăl, de exemplu, care sunt obișnuiți pe un anumit tipar, au o anumită mentalitate, pe aceea e mai greu să-i schimb, deși oamenii aceia ar putea să mai stea în învățământ mulți ani. Adică dacă nu conștientizează toți, la fel cum ați făcut-o dumneavoastră, la fel cum a făcut-o doamna profesoară Manuela Brăjea, ce se întâmplă? În sensul ăsta spun că poate ar trebui să existe niște reguli care să te determine să faci schimbarea, pentru că vrei, nu vrei. Pandemia a venit, a trebuit să ne adaptăm la modul de predare online, a trebuit să găsim soluții. Deci mă gândesc, nu știu dacă neapărat constrângerea este... Categoric, așa cum nu putem să predăm în 2021 cu instrumente din 2000, actuala legea educației, într-adevăr, a fost modificată repetitiv, dar are unele zone căzute, după părerea mea, în desuetudine și care merită să fie actualizate în pas cu vremea. Și apropo de actualizări și de ce ar trebui să facă pentru noi acest cadru legislativ, cred că ar trebui să existe norme prin care să fie sprijiniți profesorii și să iasă din sistem dacă nu au vocație. Și ar trebui să existe măsuri care... să-și recunoască ei că... Da. Și categoric un sistem care să sprijine formarea continuă și, bineînțeles, o altă mentalitate dincolo de aceste legi pe care putem să le schimbăm de la o zi la alta și care depind poate de un sistem politic sau de altul, pe o mentalitate sănătoasă se construiește o societate sănătoasă. Și aici cred că este foarte mult de lucrat. Dar piedicile vin din mai multe zone, cu siguranță și din zona legislativă, dar aici văd eu zona ușor de schimbat dacă stăm să ne uităm la prevederile constituționale care reglementează modalitatea în care se schimbă legile. Aș vrea să vorbim, pentru că până la urmă lucrurile se fac ușor prin exemple din acesta precum prezentăm noi astăzi, ne gândim că poate se și inspiră, de ce nu la un moment dat, autoritățile. Doamna profesoară Praja, aș vrea să vă întreb, apropo de elevi, de relația cu elevii, de cum se predă în alte state decât în România. Cum vă motivați copiii, de exemplu, care nu sunt neapărat, nu vor neapărat să facă performanță? Pentru că știu că e cumva altfel organizată inclusiv ora de predare. De la dumneavoastră știu că sunt aproximativ 10 minute în care copilului îi se dau anumite informații. Te asiguri apoi că le-a înțeles bine, că explicați-ne dumneavoastră cum e.
Este foarte dificil aici, din mai multe puncte de vedere, odată faptul că acești copii nu mai, cu care relaționăm, nu mai sunt copii, de fapt, deci elevii mei sunt câștigătorii competițiilor naționale pe North Carolina în basket, în fotbal american, deci, apropo de ce spunea doamna Popa mai devreme, elevii sunt undeva la 2 metri și foarte angren în acest sistem sportiv care este de altfel foarte răspândit în Statele Unite. Și ca să reușești să relaționezi cu ei, relaționarea vine în urma unui îndelung proces de reflexie, cum să îți ridici șansele să intri în contact cu ei. Adică fiecare secundă pe care o am acolo o folosesc în mod eficient. Pleacă până la urmă de la și mă gândesc cum să creez o adevărat relație de prietenie cu ei. Deci asta începe de la salut, deci aici profesorul salută elevii, întreabă cum se simt, întreabă ce... Deci nu poți să te duci în față și să zici hai să începem lecția de plecare și trebuie să ai, sunt anumite strategii care te și învață cum să ai anumite momente în care un moment să zic pentru engagement, un moment motivațional, un moment în care elevul, cum să te adresezi cu unui elev care este disturbant, cum să te adresezi unui elev atic, cum să activezi un elev care nu are plăcere de a învăța. Și toate acestea, sigur că le înveți, dar chiar și din experiența profesională și experiența umană pe care o ai în crearea unor relații. Aici profesorul este responsabil de activarea elevilor. Tu ești capabil, tu ești responsabil de cum îi aduci lângă tine și aici nimeni nu vine să te învețe și niciun sistem punitiv nu poate crea o relație cu elevii. Pentru că există un sistem disciplinar foarte strict aici. În fiecare clasă, de exemplu, există un buton roșu pe care apeși și chem securitatea. În fiecare școală există securitate, deci dacă ai nevoie să muți un elev din clasă pentru că este deranjant, deci ai toate resursele necesare. Mi-a plăcut foarte mult, doamna profesoară, cum a spus că fiecare profesor este responsabil de modul în care reușește să-și aducă copiii la el. Evident, doamna profesoară Popa, așa este. Fiecare profesor este responsabil pentru asta. Mă gândesc acum însă la ce spuneam la începutul emisiunii și anume, apropo de elev, din păcate, în continuare există această mentalitate și această, nici nu știu cum să-i spunem, falie între elevii care sunt foarte buni și elevii care sunt nu neapărat, nu iubesc foarte mult școala. Cât de nociv este acest lucru pentru copii? Cât de important este să înțeleagă un copil că e normal și firesc să greșești la un moment dat? E normal să ai un eșec? E foarte bine să ai și succes? Cum faceți? Cum procedați? Și ce aduce ca alternativă școala de gramatică din punctul ăsta de vedere? E un aspect esențial, poate cel mai important în educație, să vezi ce are mai bun fiecare elev, să-l ajuți să se descopere și să își atingă acel potențial maxim, să fie mai bun astăzi decât a fost ieri și mâine și mai bun. Mi se pare foarte important să nu ajungem să creăm acest stereotip al elevului perfect pe care în general îl asociem cu rezultatele de la română și de la matematică. Am trăit într-un astfel de sistem, sunt rezultatul unui astfel de sistem pe care, desigur, încerc prin ceea ce fac la școala de gramatică să-l schimb. Desigur că nu toți elevii au acel talent de a scrie opere literare sau de a redacta niște eseuri excepționale. Nu tuturor le place să citească același tip de carte. Cumva, educația trebuie să învețe să ia forma fiecărui elev și trebuie să înțelegem la un moment dat că educația pentru toți trebuie completată cu o educație pentru fiecare. Din nou, e o problemă de mentalitate, pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui cumva să fundamentăm ideea că
Este important fiecare talent, este importantă fiecare aptitudine, că nu există discipline mai importante și mai puțin importante și că nu există elevi buni și elevi slabi. Fiecare dintre noi are ceva bun. Important este ca profesorul să ne ajute să descoperim ce avem noi mai bun și să reușim să fructificăm aceste talente. Dar e important să înțeleagă doar profesorul, că nu există doar elevi buni și că există elevi buni, că există elevi slabi, sau e important să înțeleagă și copiii și elevii inclusiv? Pentru că dacă dau puțin timpul înapoi, îmi amintesc, până în clasa a 8-a, de exemplu, am luat premiul întâi, dar asta nu înseamnă că era o diferență între mine și o colegă, întotdeauna era într-un an ea, într-un an eram eu. Ideea este că după aceea a urmat liceul, la liceu lucrurile se schimbă, nu mai ești întotdeauna pe podium, pentru că deja îți dai seama, cum spunea și doamna profesoară, ai și alte preocupări, dar cum îi faci și pe elevi să înțeleagă? Pentru că noi, evident, ne tachinam între noi și ne alimentam, cum să zic, toate aceste lucruri legate de diferențele la învățătură care existau la un moment dat. Cum îi faci, întrebarea este, cum îi faci și pe elevi să schimbe lucrul acesta? Aș mai adăuga o întrebare, apoi o să încerc să răspund la ambele. Cum îi facem și pe părinți să înțeleagă că nu avem nevoie acasă de o copilă? Ai luat notă mai mică decât a luat colegul tău. Da. Cumva suntem cantonați într-o perpetuă comparație, fără să ne dăm seama că de mâine nu o să mai fim în aceeași clasă în care, da, un nume aleatoriu, Irinuca este cea mai bună și Anuța are cele mai mici note. Cred că profesorul trebuie să fie un model în acest sens și noi la clasă simțim elevii. Când ne dăm seama că elevul X este toată ora cu mâna pe sus, îi dăm șansa să răspundă o dată, a doua oară, dar nu creăm acel context în care o singură persoană să acapareze ora. Nu scoatem pe cineva în față, anulând în același timp restul clasei. Îi facem să lucreze în echipă. Le arătăm că noi, ca societate, trebuie să fim o echipă pentru a evolua. Și îi mai învățăm ceva, distinția dintre competiție și competitivitate. Trăim într-o permanentă competiție, dar nu ne dăm seama că esența este să ne asumăm competitivitatea ca valoare și ca o provocare continuă de a fi mâine mai bun decât astăzi. Și insist asupra acestui aspect, pentru că asta cred, în devenirea noastră ca oameni, cea mai importantă competiție este... Cu noi înșine. Cu noi înșine, da. Mai avem, vă vine să credeți, timpul trece foarte repede, mai avem câteva minute și aș vrea să vă întreb și o chestiune mai personală, așa, dacă mi este permis. Mă gândeam acum, pentru că tot vorbim de profesori, care ar putea să ne fie și mentor, de ce nu la un moment dat. Doamna profesoară Praja, ce profesor v-a plăcut cel mai mult în liceu dumneavoastră? Cine v-a inspirat? Am avut mentor și modele de urmat. Poate sunt o idealistă, dar încă din școala generală a fost domnul profesor de matematică, dar nu numai dânsul, profesorii și de alte discipline, profesorul de limba română, profesorul de limba germană, de asemenea profesoara de limba franceză, profesoara de geografie. În liceu, de asemenea, am avut o serie de profesori, în facultate, mai târziu, atunci când am fost profesor la rândul meu, am avut modele de urmat. Deci șirul ar continua la nesfârșit. Doamna profesoară Popa, a fost tot așa un profesor de română la un moment dat sau nu neapărat? Da, da. A fost. Perioada liceului a fost una foarte frumoasă pentru mine. Pasiunea mea supremă pe atunci era teatrul și am fost susținută să fac ceea ce îmi plăcea și îmi place în continuare, doar că într-un fel domeniul acesta al filologiei m-a atras mai mult și mi-amintesc cu mare drag de doamna profesoară de limba română, de profesoara mea de latină din liceu, apropo de materii care, domnule, nu ne sunt utile, nu-i adevărat. Am învățat atâtea lucruri la limba latină. Sigur, nu vorbim latină, dar am învățat să-mi antrenez memoria, am învățat să fac niște analize gramaticale pe care ulterior le-am folosit, am învățat să gândesc cumva în niște tipare matematice, în analiza unei limbi.
expresii latinești. A sunat foarte frumos, tipare matematice în analiza unei limbi. Da, chiar am lecții de gramatică pe care le predau prin intermediul matematicii și categoric doamna profesoară de limba latină m-a influențat puțin în a merge în această direcție. Am amintiri frumoase din perioada liceului și trebuie să spun că pentru mine un model excepțional în educație a fost părinții mei, care întotdeauna m-au sprijinit să fac ceea ce îmi place. Și spun de fiecare dată că și familia e foarte importantă și a educa părinții în acest spirit al educației, a educa în spiritul educației, nu reprezintă o tautologie, pentru că ne bazăm pe o competență fundamentală asumată chiar de Comisia Europeană, a învăța să înveți. Exact, e esențial ce să, spuneam mai devreme. Să educăm, să știm cum să învățăm. Da, să educăm conștiința de a educa și abilitatea de a învăța să învățăm. Doamna profesoară Praja, foarte scurt și la dumneavoastră pentru o concluzie. Sunteți deja de 2 ani și ceva acolo. Ați plecat la 51 de ani în Statele Unite, un act de curaj, aș spune eu. V-ați gândit în acești ani vreun moment să vă întoarceți? Sunt, o să mai fiu aici în mod sigur pentru încă 2 ani și nu exclud nici posibilitatea întoarcerii, nici posibilitatea continuării teaching-ului internațional. Îmi las oportunitățile deschise. Doamna, pe dumneavoastră, doamna profesoară Popa, nici nu știu cum să vă întreb, pentru că dacă v-ați întors aici și ați înființat o școală de gramatică, e clar că aveți de gând să rămâneți mai mult timp aici. Ce vă propuneți în plus, pe lângă această școală? Sau, de fapt, cum vedeți evoluția acestei școli, să spunem, în următorii ani și cum vă doriți să schimbe lucrurile? Îmi doresc să învăț mai mult de la o zi la alta și de aceea cel de-al doilea doctorat pe care îl urmez în prezent se bazează pe retorica imaginii în educație, dar în zona educației inclusive. Cum facem să creăm imagini în care toți elevii să se simtă reprezentați? Și aș vrea să merg puțin spre această zonă a incluziunii și să sparg tiparele, știu că e foarte greu de fiecare dată să vorbesc despre mentalități, a schimba mentalități probabil este cea mai grea misiune, dar cred că educația are nevoie de un spațiu în care fiecare să se simtă bine, să se simtă reprezentat, fiecare să-și găsească potențialul. Nu exclud un alt stagiu internațional, cred că trebuie să învăț toată viața mea și asta facem cu toții și normal că îmi doresc ca toate materialele pe care le creează echipa mea de la școala de gramatică să ajungă pe băncile elevilor, căci noi nu le creăm pentru noi, ci le creăm pentru a le da mai departe. Și culegerile noastre sunt utile atâtor elevi. Lecțiile pe care le creăm, lecții video pe care le pot accesa toți elevii din România, am avut proiecte duse la îndeplinire și susținute în așa fel încât, spre exemplu, noi avem platforma Cuvinte Românești gratuită pentru orice elev, cu lecții video pe care oricine le poate accesa din orice colț al lumii. Cred că următorul pas ar fi ca și autoritățile să fie atente la ce se întâmplă în jurul lor, la astfel de exemple și de idei despre care am discutat în emisiunea de astăzi și probabil cu siguranță lucrurile se vor schimba. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară alături de mine. Vă doresc mult succes în continuare și să ne revedem cu vești bune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Colegul meu, Adi Bucur, vă așteaptă în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi.